Număr de la 1 la 3. Timp ce număr, te conectezi telepatic cu Nati. 1 2 3 Da, percep. Pe el din prezent. Ce percep despre el este că are un fel de atenție, este grijuliu cu câmpul energetic al oamenilor, adică să nu invadeze niciun fel, să nu intre undeva unde nu ar fi invitat, unde nu, adică nici măcar din greșeală să nu intre în câmpul și în intimitatea al cuiva. Percep un fel de responsabilitate energetică și într-un fel spirituală față de intimitatea și câmpul altor suflete și altor oameni. Un alt aspect despre el, așa ca, nu știu, dincolo de personalitate, adică trăsătura lui ca și ființă, este că dacă îți aduce un serviciu, ți face ceva, nu ține neapărat să-i mulțumești, nu că respinge mulțumirile sau nu apreciază sau nu le primește, dar nu caută neapărat asta, să te îndatorezi, să-i spui mulțumesc în toate felurile sau să... Și motivul pentru care are un fel de reticență de asta e cumva să nu se alți oameni să nu se îndatoreze la ei sau să nu creadă ei că s-ar îndatora la el. Adică să nu se creeze confuzia aceasta. A, uite, am făcut asta pentru tine și pe lângă ce m-ai plătit, dacă m-ai plătit cât ai avut sau cât ți-am cerut eu Nati, ar mai fi și natura aceasta mai, să zicem, karmică sau morală sau datorie morală care se dăune în timp. Deci nu vrea să... perpetueze această datorare, oricât ar fi ea de subtilă. Și după aceea, cred că pe lângă aceste trăsături despre el, am perceput că am intrat împreună într-un fel de cameră. E un câmp energetic, dar e ceva, na, limitat și mai închis așa, în care el nu se simte chiar confortabil. Adică nu are acea senzație de claustrofobie sau, dar nu e niciun confort neapărat pentru el. Pentru că e un spațiu mai închis. Okay. În acest cameră energetică, câmp, este
pregătit energetic, ca și cum corpul lui energetic sau câmpul lui este ajustat la o frecvență anume. Mm-hmm. Necesară în altă parte, adică unde va merge, unde va ajunge. Ok. Vine frecvent în acest scump, această cameră? Această cameră sau câmp nu este fix, nu e undeva anume, e mobil. Ok. A mai fost într-o astfel de cameră, adică nu e doar această cameră. Uh-huh. Mai degrabă ca și ca un câmp de ajustare, știi? Se creează la momentul respectiv, da, în funcție de nevoi. Ok. Și afecțiunile lui sau ce a avut cu inima a fost într-un astfel de context de ajustare de energie, de frecvență. Și atunci corpul fizic și inima fizică s-a resimțit. Ok. Pentru ce este necesară această ajustare și... Pentru că ajunge în niște câmpuri cu niște energii destul de puternice. Nu neapărat înalte, joase, puternice. Puternice pentru structura lui și umană. Ok. Le putem considera și înalte frecvențe, înalte sau niște energii superioare. Sau câmpuri superioare, da. Ok. Deci se deplasează în alte câmpuri, în alte dimensiuni, cu tot cu corpul energetic, nu doar cu conștiința. Nu doar cu o parte din conștiință, știi? Nu să zicem doar telepatic sau... ci cu tot cu corpul energetic care are și componenta umană. Okay. Uman și structură și a corpului fizic, da, și harta corpului fizic. Ok. Mai aproape de astral travel, de OBE. Da, la... da, ceva de genul, dar așa, ceva mai particular, parcă mai complex, mai atipic. Ok. Și ceva ce nu e greu să keep track of it, să ții... să identifici unde da, merge. Unde ajunge și să vezi, știi, traseul. Traseul. E ca și cum sare dintr-un câmp în altul, câmpuri diferite ca frecvență și atunci pierzi, da, urma. Ok. Că asta e și ideea. Adică se vrea această camuflare cumva a traseului lui mai. Deci nu prea poate fi urmărit. Da, nu poate fi urmărit. Nu. El are o, adică întorcându-mă la el așa, Nati. Și el ca suflet și el ca și conștiință are o afinitate și pentru experiențele lui umane și pentru neam, strămoși, alți oameni. Adică este genuin, este autentică această apropiere și legătură din inimă.
Dar urmărește, deci partea lui principală sau sinele mai înalt, supraconștient, urmărește să nu se mai îndatoreze, să nu intre în niște legături, să zicem, noi sau să aibă niște înțelegeri, contracte, în scris, în fizic, în non-fizic, în metafizic, prin care să se trezească el în niște contexte dificile. De natură așa mai energetică, karmică, spirituală. Adică este destul de precaut să nu intre niște chestiuni care mai târziu l-ar putea să ajungă la o instanță de judecată, de orice fel, adică vorbim de judecata de apoi sau să fie tras la răspundere sau. Deci e destul de precaut cu ce face în energetic, mai ales. În toate planurile. Okay. Nu doar faptul că se camuflează și nu-i se poate lua urma, dar ceea ce face, face cu corectitudine, autenticitate. Legătura cu oamenii și cu experiența lui ca om și cu el din prezent și în alte este autentică și firească, naturală. Iar pe partea aceasta de mai energetică, mai de, nu știu, morală, de integritate energetico-spirituală, informațională, este atent, e precaut. Okay. Adică nu a învățat să nu se lase chiar așa dus de val, adică merge cu val în ceea ce privește relațiile interumane și visele lui și ce poate să facă și face prin planul fizic, dar ca la surferi, cei care fac surf, e ceva de gen, ok, acum aș putea să prind valul vieții mele, cel mai cer și să fiu acolo și să, mă rog, nu știu cum am tehnica lor, dacă există un risc, nu o să ia acel risc, nu de frică, ci pentru că la un nivel așa mai, cum să zic, de observator și macro, el observă foarte bine consecințele fie că, adică vede toate variantele, știi? Am atunci ceva de genul nu se merită, chiar dacă, wow, ce experiență ar fi aceea, dacă sunt niște riscuri mai pe mai multe planuri, așa, ca un efect domino, atunci nu cade în acea, nu știu, capcană. Sau... Ok. A învățat din greșeli, din experiențele lui. Atât ca om, adică în alte vieți umane, cât și din alte câmpuri. Că da, it's fine to go with the flow, so... dar, și când e să te duci la fund, te duci la fund, adică plonjezi și că uneori e mai bine să stai mai în interior și să zicem ferit, să... parțial ascuns, decât să fii aici, pe val și expus. Deci cumva își activează toate parasimțurile, să spun așa, și experiența și antenuțele ca să identifice care este, nu știu, contextul cel mai safe din toate punctele de vedere. Bun.
Cum l-ai descrie energetic? Cum îi descrie corpul la scanare? Și de ce el își manageriază, gestionează straturile energetice, corpul energetic, adică să zicem așa, ca o ceapă. Așa. Din exterior spre interior, așa. Mm-hmm. Ca și cum ai avea un evantai, ca și cum corpul lui ar fi un evantai și el îl strânge, da? Uh-huh. În exterior, ca și cum își cuprinde propriul corp energetic în deci mâini uh-huh. și îl strânge așa, bine, cu delicatețe, adică nu se strânge pe el, nu se contractă. Uh-huh. Și există continuitate între nivele, uh-huh. între straturi. Arată și ca niște falii de strat, așa, de pământ. Falii de pământ. Ok. Deci e multă, un fel de interiorizare. Se duce spre interior. Mm-hmm. Și lucrează, deci aduce din exterior informațiile, energiile, ce materialul de lucru în interior, îl duce în interiorul ființei lui și în conștiința uh-huh. lui și în inconștient, dacă să zicem așa, și acolo lucrează. Și apoi vine în față sau afară sau să prezinte ce a lucrat. El nu lucrează niciodată afară. Uh-huh. ci cu ce, mă rog, identifică, culege de afară, din colectiv, din jur. Dar lucrul face întotdeauna în intimitatea lui și în, în interiorul ființei lui și conștiinței lui. În centru, adică. Uh-huh. Îl percep cumva cu atenție distributivă și în alte câmpuri și experiențe și ale lui și umane și non-umane. Adică uh-huh. el de aici are așa antenele extinse spre mai multe experiențe ale lui și pe Terra și în alte și pe alte planete și în alte câmpuri. Deci corpul lui energetic apare ca un fel de releu. Dar percep că nu, adică vin informații, energii, se downloadează din multe dimensiuni și câmpuri, dar nu trec așa pur și simplu spre alții. Adică nu le, nu știu cum să spun, dă drumul sau are un control supra lor. Ok. Să zicem că el ar fi o de-asta de televiziune în sine. Da. Cu mai multe canale sau mm-hmm. mai multe, nu știu, emisiuni, mai multe transmisiuni și pe toate le gestionează și controlează și nu știu, ca și cum el face totul în această televiziune. Și primește okay. informațiile și le prelucrează și le broadcast. Uh-huh.
Adică pare să facă foarte multe lucruri. El. Adică are mai multe, nu știu, sarci în funcții. Uh-huh. Și abilități, da. Și abilități, dar e o... Și nu e vorba de ce, că pare un lucru mai individual, mai de unul singur, așa, mai pe cont propriu, decât în echipă sau să delege sau să... N-ar fi neîncredere în alții. Ci o mică, o urmă de neîncredere în el însuși. În funcție de ce s-a întâmplat, cum a făcut acest broadcast informațional, energetic, în alte experiențe. Că nu a avut această înțelepciune, mă rog, experiență și discernământ, și a dat o bară prin alte părți. Și atunci, acum, viața curentă e mult mai atent cum lucrează și ce transmite. Sau ce transmite el, ce se transmite prin el. Are această înțelegere că se poate ajunge, poți ajunge, nu știu, popular, faimos, cunoscut, dacă îți pui puțin mintea la contribuție și ai, mă rog, acest drive. Dar că nu e chiar cea mai bună idee. În general, nu doar referindu-se la el sau pentru el. Și că mai bine e cumva nișat și controlat și la nivel cuantic, așa, și energetic, nu știu cum spun, canalele respective de transmis, de download și emitere. Emisie, emitere, decât așa, să fie foarte răspândit, să fie foarte multe. Și să nu mai poți gestiona. Da. Da, pentru că se creează egregoare formațională, energetice. Și pe care, da, n-ar mai putea să le aibă observații la fel de... Da, nu le-ar mai putea gestiona ce se întâmplă pe fiecare, în fiecare egregor, câmp, canal de transmis. Din categoria experiențe umane, a avut de la experiențe ca și clarvăzător până la experiențe ca bine, sunt și vieți în paralel, adică care se desfășoară as we speak. În care lucrează și în televiziune la propriu, prin America, de la sau mai simplu, să zicem, sau mai rudimentar, da, gen, clar văzător, sau, până la mai tehnologic, mai top secret, mai modern. Ok. Și de aici experiența, știi? Lui în ceea ce privește câmpuri diferite, download de informații prin el, unele negestionate, necontrolate deloc de el, altele da. De exemplu, a avut și experiențe în care se făceau download-uri, adică intra într-un fel de transă aproape spontană, neintenționată, negestionată, controlată de el și făcea un channeling pe canaliza niște, mă rog, entități, conștiințe și el când se trezea nu-și mai amintea ce a spus.
Adică acele conștiințe preluau cu totul comanda sau transmiteau ce aveau de transmis și pe aia se retrăgeau și el nu făcea nimic, adică partea lui era dată cumva la o parte sau era, mă rog, era pe pauză. Ok. El, mă rog, din prezent și de la nivelul la care se află, preferă să aibă totuși un control și să nu se dea informații prin el așa, fără să facă el un fel de verificare și de filtrare. Ca la știri, nu dai chiar orice știre cum vine. O faci o verificare și după aia îi dai drumul. Adică verifici sursa. Și procentul de adevăr al informației în sine, știrea. Da. Da. Despre corpul lui energetic mai simți să descrii ceva, atrage ceva atenția. Cum îi percep chakrele inferioare? 2. Sunt totalul lui control. Toate chakrele și tot corpul energetic. Își cunoaște foarte bine, mă refer la el, partea subliminală. El foarte bine structurile. De aceea spuneam că este că el lucrează mereu în interior și pe fiecare nivel, așa e. Nu știu cum să spun, e o curățenie și o coerență energetică în interiorul lui. Câmpul și corpul energetic și conștientului, conștiința lui. Ok. Anumite emoții care atrag atenția acum? Percep mai mult emoții pozitive sau pe partea productivă, de optime, știi, de lucru, de productivitate. Dar este, identific un fel de anxietate, dar care este cunoscută, ținută sub control de el. Da. Deci cunoscută de el, sinele interior și ținută sub controlul său. Ok. Bun, altceva ce... Și e ceva destul de complex și subtil cu această energie, așa că nu e frică din aceasta, să zicem, de natura instinctuală sau programe mentale sau așa mai departe. E mai, la fel, mai subtil, mai, nu știu, complex de descris, de a merge, știi, la acea experiență sau experiențe în particular care au creat această teamă, neîncredere, liniște, anxietate.
Dar e aproape o alegere să o țină sub control, nu să o, nu știu cum să zic, să o anuleze, să o dezactiveze. Alegerea lui. Că e, o folosește ca un fel de senzor de prin ce câmpuri se circulă, unde se conectează, când anxietatea crește sau starea aceasta de neliniște, înseamnă că sunt acolo, trebuie să fie și mai atent, să fie și mai implicat, să fie și mai vigilent în câmpurile respective, cu straturile lui, cu câmpurile lui. Ok. Acest câmp, cameră, în care el ajustează frecvențele, da, este creația lui, este o co-creație. Nu este camera lui sau creația lui, nu-i aparține. E mai mult ca o, nu știu cum să spun, o metodă de ajustare a energiilor și a câmpurilor. Pe care o folosesc mai multe conștiințe, mai multe suflete, nu doar el. Nu vin. Ok, deci mai degrabă o metodă, o procedură pe care el o folosește. Universală, pe care o folosește și el. De pregătire, știi? Nu știu, ca, nu, dacă te duci la sală, faci o încălzire, nu intri direct în antrenamentul propriu. Așa și el, când se conectează la diverse câmpuri, da, la alte frecvențe, mult mai diferite, mai puternice, trebuie să-și pregătească cumva câmpul, să se pregătească în sensul acesta. Ok. Mă las să vorbesc cu el. Da. Conectează-te. Nati? Da. Cum te simți? În regulă, mulțumesc. Ce ne poți transmite sau împărtăși în plus față de ce a descris deja Andreea? Mă simt, adică, să zicem, nivelul sau câmpul e mai apropiat de mine ca om și de câmpul colectiv uman. Și că uneori, da, mă deplasez, se pare, tot cu corpul energetic și în alte dimensiuni, câmpuri, pentru a aduce de acolo ceva informații. Și a face un fel de conversie, de interpretare și a o emite, a o răspândi, distribui în câmp și la nivel așa, zicem, și verbal și prin tot ceea ce fac eu, diversele proiecte. Dar și pur energetic și atât, adică fără să gândesc eu ceva sau să-mi vină vreo idee sau să percep despre ce ar fi vorba. Ok.
De ce nu este doar o deplasare în conștiință și face această deplasare și cu corpul energetic? Corpul energetic e ca un fel de burete și container, provizoriu, temporar, a celor energie. Ok. Da, deci e ca o, ca și cum aș avea o mașină în aceea cu, nu știu, cu remorcă sau cu o dubă, știi? Am Plus că acolo mă trezesc în diverse planuri, mă trezesc în diverse situații în care am nevoie de un corp energetic, adică cel de la cel cei sau de la care preiau, primesc. Așa. Cumva trebuie să-mi să mă verifice. Și prin amprenta, să zicem, umană și a corpului, a naturii mele umane, a structurii, structurii corpului uman. Ok. Ce o caracteristică aceste dimensiuni, câmpuri în care te deplasezi sau fiecare deplasare are parola ei, nu știu cum să zic, port... Deci eu nu am niște parole fixe. Să zicem că mă duc de două ori în același loc, în același când mă conectez, mă deplasez. Mereu e o parolă unică. Ok. Deplasarea și parola unică. Codul, da. Cine generează acest cod? Tu sau? Eu. Cu acest cod, această parolă, deschizi un portal către acel câmp? Da, asta o fac pentru siguranța mea. Siguranța ta. Ei nu-mi cer, știi, tell me the password. Okay. Ei verifică direct câmpul, știi? Ok. Din experiență, ți-ai creat acest sistem de generare de coduri, de parole unice. Unice. Da. Ok. Și, sigur, o parte din conștiința mea le înregistrează pe toate, le ține minte, să zicem așa, pe toate. Ok. La ce ți-ar mai folosi un cod pe care l-ai folosit deja când ai... Ca la proces, știi? Am înțeles. În caz că am uitat ceva, în caz că trebuie să dovedesc ceva, să-mi dovedesc nevinovăția, nu? Observă. Trebuie să mergem în câmpul respectiv și atunci accesez baza mea de date, dar are nimeni acces la ea și pe baza codului respectiv, intru din nou acolo. Nu mai intru cu tot cu corpul energetic, că nu mai fac o deplasare în sine, ca și cum deschid un fișier. Ok. Observ această atenție când accesezi eu, să nu faci ceva. Da, pe principiu așa, totul poate fi folosit la un moment dat. Împotriva ta. Și împotriva ta. Și, ai trecut prin astfel de experiențe care te-au... M-au călit, m-au învățat, mi-au dat o lecție. Prin procese de tot felul. Am trecut. Am primit și, să zicem așa, sentințe mai, unele mai barbare, mai rudimentare, altele mai complexe și, na, la nivel de, să zicem, conștiință, de natură. Metafizică. Și
Da, cunosc. Știu că fiecare sistem are regulile sale și lege. Ok, există niște legi universale care se presupune că se aplică în orice sistem, ești dimensiune, stadiu al evoluției la care te afli și așa mai departe, trebuie să le respecti ca și suflet, ca și conștiință. Adică, teoretic așa este. Da. Dar, practic, și eu și alții am mai încălcat. Sau am fost influențat să încălcăm aceste legi universale. Dar pe lângă acestea comune, indiferent de dimensiunea la care te afli, universale, fiecare sistem are propriile reguli, set de reguli. De... Da. Ok. Și... Înțelept ar fi că atunci când te duci în alt câmp sau în alt sistem, să te pregătești puțin, să ceri, să zicem așa, dacă există un manual de... Cam care sunt regulile pe acolo? Regulile, legile din acel sistem. Ca și cum te duce... Ne-am duce noi, nu știu, într-o țară musulmană și acolo sunt ceva. Hai că acum, în zilele noastre, nu mai sunt atât de stricte pentru, nu știu, turiști, pentru cei din afară. Se permite, dar totuși, parcă prinde mai bine și ești mai safe dacă știi cam care treaba și ce să evizi, să faci, să nu faci. Okay. Există o astfel de... experiență în care ai accesat anumite câmpuri, anumite sisteme și ai fost tras la răspundere, judecat. Da, tot felul de experiențe de gen. În care am accesat și niște informații prin... Adică în contextul de religie catolică și biserica catolică. Adică eram în interior, eram om al bisericii și am mers mai departe decât alții. Adică am cercetat eu pe cont propriu, știi? Era mai mult decât o curiozitate. Ceva mă făcea să caut, să merg în arhivele arhivelor. Ok. Și normal că până la urmă, oricât am fost eu de, mă rog, atent, vigilent, de isteț, precaut, s-a aflat, am fost, mi s-a luat urma. Ok. Și în această cercetare pe care ai făcut-o, căutare în... Am reușit să, înainte să fiu judecat și la propriu și în energetic, adică și în plan fizic și în energetic, am reușit ca o parte din ce aflasem eu să... îngrop, să zic așa, în mine, în interior, restul s-a confiscat. Ok. De ce ai fi judecat în fizic și în energetic când păi nu aveam acces... dreptul. Conform regulilor, rangului și așa mai departe și în ierarhia aceea, că e audita mai sistemul și acolo, eu nu aveam dreptul, voie să mă bag prin arhivă. Nu aveai dreptul să intri în arhivă. Ok. Unde este? În energetic nu am fost, nu mă refer că am fost judecat de, nu știu, de creator sau de sinele superior sau de consiliu karmic sau
Tot de ei, dai tot de lor. Ei, dai lor. Mm-hmm. Ok. Păi, de ce nu am fost obedient și să-mi văd să rămân, știi, la ce aveam voie, la ce s-a dat mm-hmm. acces oficial? De ce am fost judecat? Ce vor stai și atunci am, uh-huh. în plan fizic mi s-a restricționat accesul la era ceva în subteran. Suntem la Vatican. Uh-huh. Doar ți s-a restricționat accesul. Vă și închis. Dar nu pe viață. Ei aveau nevoie de mine totuși, pentru că eram expert în... Eram foarte priceput în niște chestiuni. Care erau abilitățile tale sau cu ce accesam și informații și de la distanță și făceam un fel de transmisiune și astfel de manipulare în masă. Mm-hmm. Programare mentală. Ok. Deci puteai transmite mesajul subliminal în subconștientul colectiv da. Uman. Uh-huh. Așa cum discutam despre distribuția de informații, broadcasting, uh-huh. tu puteai să faci asta către subconștientul colectiv. Uh-huh. Peste 70% din aceste broadcast-uri din uh-huh. misii erau le controlam eu, dar era și un procent semnificativ de broadcast-uri, de misii care le controlau ei prin mine. Adică mm-hmm. eu eram doar un canal și atâta. Ok. Îți amintești ce, când ieșai din acea stare de transă în care transmiteai, distribuiai informații, îți amintești ce anume distribuiai? Cele pe care le controlam eu, da, era pe parte de, nu știu, păcatul original și ideea asta de că eu ai o datorie și trebuie către o divinitate, nu știu cum, ne exprimam sau îi învățam noi pe oameni să se exprime, să se raporteze la Creator, la Dumnezeu. Uh-huh. Okay. Era mult pe a-i ține într-un fel de poziție inferioară. Asta era ideea principală. Mm-hmm. Ok. Și limitat și controlat. De ce ar vrea Biserica Catolică să-i țină pe oameni într-o poziție? Putere, control. Mm-hmm. Ok. Eu căutam să ajung prin capacitățile mele, uh-huh. deci care era dorința mea, așa, separat de ce organizație eram sau ce funcție aveam sau pe partea de religie și biserică. Uh-huh. Să ajung un fel la, să zicem, arhivele energetice mai degrabă, deci nu uh-huh. scrise. Și să mă conectez la civilizațiile și conștiințele poate dinainte de epoca modernă, de, mă rog, de omul. Uh-huh.
La acele civilizații care au experimentat înainte Homo sapiens sau mai știu ce. Mm-hmm. Ok. Să merg la origini, la origini, la origini, nu cele cunoscute, interpretate, răstălmăcite de instituția bisericii. Ok. Atunci când faci cercetări, descoperi și în arhivele Vaticanului informații despre civilizații da. Din vechime. Da. Dacă îți folosești capacitățile și ești perseverent, descoperi. Dar aveam nevoie și de o intrare din fizic. Mm-hmm. Și în planul fizic concret. Da. Ok. Cum reușești? Erau niște camere, adică da. Și în subteran, da. În care am intrat, sigur, nu aveam voie să intru acolo. Cum reușești să le accesezi în fizic? Păi erau chei fizice. Chei care erau la cineva anume. Da, și... am folosit și eu diverse. Am adormit pe acel keyskeeper la propriu și un fel de să zicem drog. Și am luat cheile și am intrat acolo unde aveam, unde știam că o să găsesc ceva interesant. Dar erau și niște camere în care nu se afla nimic. Nimic în fizic, camera nimic părea în fizic. Goală. Era goală, era un spațiu și mă teleportam. În trecut. Adică și cu corpul energetic și fizic. Dar din camera aceea, da? Altfel n-aș fi putut în alte condiții. În deci alt erau loc, niște nu. Condiții în energetice în acea cameră care îmi permitea mie să mă teleportez. Dar vorbesc de teleportare, deci nu la propriu. Ok. Și mă trezeam și în Egiptul antic și în Atlantida și puteai gestiona aceste locuri în care te teleportai sau în ce sens le gestionez? În sensul că intrai în acea cameră și spuneai o anumită intenție în legătură cu locul în care urma să... Nu știam, când am intrat prima dată în cameră, nu știam ce o să se întâmple cu mine sau ce o să... Ok, care a fost... Bănuiam că e ceva important și... Dar nu aveam habar. Sigur că prima teleportare a fost un șoc. Păi mi-am dat seama și chiar m-am speriat. Știi, când m-am trezit dincolo. Care a fost primul loc în care te-ai teleportat? Piramide. Cât timp par să petreci într-o astfel de experiență? În timpul pe care îl măsurăm noi. 2 minute, deci foarte scurt. Și cât pare acolo să mai treacă? Mult, ore. Explorarea de dincolo în acest spațiu pare că e mai pe o durată de ore. Că okay. Am timp să umblu și la propriu, în sens că era cu corpul fizic.
Ești vizibil, ești... interacționezi cu... Unii mă văd, alții nu. Deci nu pentru te toată. Văd. Unii te văd. Foarte puțin mă văd, dar majoritatea nu. Probabil și ei erau... Aveau și ei anumite capacități. Ce vârstă ai când ai prima teleportare de acest fel? 31. Până la 35 am putut să fac aceste... accesări, teleportări. Ideea e când mă întorceam, da, în acea cameră, în subteranul Vaticanului, îmi trebuiau vreo 4-5 minute de, nu știu cum să zic, să-mi revin în... Dar chiar să simt că îmi pot controla corpul, că aproape că nu puteam să stau în picioare, știi? Parcă mă amețeam. Mă rog, și trebuia să ies de acolo, trebuia să fiu atent, sau să am în vedere că cel care deținea cheile s-ar putea trezi în orice moment. Sigur că aveam imaginile vii și senzația și pe unde mă teleportam. Nu puteam să scriu despre asta pentru că era un risc și atunci trebuia cumva încercam să-mi creez ca un fel de poveste, scenariu, știi? Ca să-l memoreze altfel, să se înregistreze în conștient. Să nu le uit. Pe la a patra, a cincea, să zicem, coborâre în acea cameră, intrare în acea cameră și teleportare, deja intram cu o intenție și anume să ajung în același loc unde fusesem data trecută ca să continui explorarea. Cum am fost prins sau așa, faptul că nu mă mai concentram, că erau diverse slujbe, era rutina, eram în rutină și nu se vedea că nu mai eram centrat, atent, era ceva straniu. Și atunci m-a urmărit la propriu cineva, fizic, să vadă ce fac. Da, în timpul liber, să spunem. Și așa m-a descoperit. În flagrant, știi? Adică m-a lăsat să intru și în cameră. Și a intrat deci a intrat cu mine în cameră, pentru că avea și acea persoană capacitatea cumva de a să n-o simt. Îi simt nici prezența, știi, că e în spatele meu și chiar că a intrat cu mine în cameră. Și în momentul în care eu am făcut teleportarea, el a fost în câmpul meu, energetic, și l-am tras practic după mine acolo. Sigur că acolo mi-am dat seama, l-am văzut, deci abia dincolo l-am văzut. Și m-am speriat și m-am întors în corp. Am ieșit împreună de acolo, dar, da. Sigur că am fost dus în consiliul. Și am luat la... Cum erau discutate aceste informații care erau... Având în vedere că ei știau că eu puteam să dau informații, să le transmit în câmp, atunci ei au trebuit să se poarte cumva cu mănuși cu mine. Puteau să, nu știu, să mă omoare, să mă închidă pe viață sau așa mai departe. Pentru că ei înțelegeau că eu deja ce am făcut destule deplasări. Și am înregistrat. Și chiar dacă aș muri sau
Așa, totuși unele informații deja au fost distribuite, altele rămân încriptate și înregistrate în conștiința mea. Chiar dacă nu mai sunt în plan fizic, găsesc alte puncte timp-spațiu în care să le distribui. Dezvălui, distribui. Deci era un risc și pentru ei. Ok. În ce perioadă? Aproape că a fost o negociere, știi? Asta a fost avantajul meu, că știam deja prea multe. În ce perioadă este această experiență ta? 1700, era noastră. Ok. Care este pedeapsa pe care... Nu mai am dreptul să... Să merg mai departe, să avansez în ierarhie și să am contact direct cu tenoriașii sau cu, cu oamenii. Sunt supravegheat, adică sunt la propriu închis și supravegheat ca să nu... Sunt supravegheat și în mai multe feluri, nu doar la propriu, pentru că ei își dădeau seama că eu pot să fac cum am făcut, învățasem deja să mă teleportez, puteam să o fac și de din această suci în celulă. Mâinile, brațele și mâinile fiice la propriu erau la spate și exista ca un fel de despărțitor, adică nu puteam să-mi lipesc palme, să le apropii. De ce această separare între palme? Pentru că eu îmi cream un câmp, era o metodă, făcea parte din procesul meu de pregătire și conectare și teleportare și așa mai departe. Învățasem că conectându-mi, unindu-mi palmele, pot să-mi creez, mă rog, să fac ca un vortex, să-mi creez un câmp special și să mă teleportez în mod safe în altă parte. Și au prins eu ideea și atunci am făcut în așa fel încât eu palmele să nu le mai pot apropia. Și de seama în ce poziție incomodă stăteam și dormeam și era... Deci au fost niște restricții și restricționări și în plan concret de natură fizică. Și nu, n-am mai putut să intru într-o transă profundă, să mă conectez. Mi s-au blocat canalele și... Ok. În afară de această restricție în fizic, este altceva ce ei au făcut astfel încât tu să nu poți intra într-o transă sau... Păi da, au făcut, știau să facă, și au făcut diverse lucruri și în energetic ca să nu mai pot să intru în transă. Ok. Cât timp ești ținut închis astfel? Ei nu aveau metodele acestea de, mă rog, cu mine. Adică nu le-au aplicat, nu știu, de tortură sau, știi, să mă facă să spun, să dau, mă rog, informațiile sau ce. Nu... Nu le-au aplicat pe mine. Nu, nu știu să explic din ce motiv, dar... E ca și cum n-aveau voie sau... Nu era, n-ar fi fost în avantajul lor să se atingă de corpul meu fizic, în sensul să-mi facă rău, să-mi producă vreo rană.
vreo rană fizică, vreo zgârietură, să curgă sânge. Că sângele transporta informație. Și atunci ar fi fost o, dacă se scurgea sângele în mine, ar fi fost o scurgere de informații. Scurgere. Și cine știe unde ajungea. Da. Ok. Eu puteam să am niște gânduri în astea suicidale sau să-mi fac rău, știi, să mă zgârii. Și atunci și încă un motiv în plus pentru care să mă imobilizeze așa ca să nu pot să-mi fac rău. Și ai zice, păi da, dar puteai să te tai cu capul de pere și să-ți... Da? Pur și simplu. Dacă... Nici eu nu... Nici mie nu mi era... Bine, n-ar fi fost o idee bună să-mi provoc. Adică și eu știam că nu e ok să... Nici măcar o picătură de sânge să iasă din corpul meu. Cât timp ești ținut astfel? Câteva luni. Și apoi? S-au atrofiat simțurile. De suficient că să se atrofieze simțurile. Păi sunt, mă rog, eliberat, lăsat de acolo, dar sigur nu e scos din camera aia, dar nu că eu vreodată am mai părăsit în viața aia locul respectiv. După aceea sunt lăsat și chiar solicitat și forțat parțial să-mi reiau sarcinile, dar repet, nu în contact direct cu oamenii. Și pe partea aceasta de manipulare, de control mental, de... Ok. Nu am mai făcut nicio teleportare de... Cum îți este... Pentru că n-am mai putut, nu că n-aș mai fi vrut. Care e perspectiva ta asupra controlului și manipulării oamenilor, dat fiind că tu ai venit în contact cu atât de multe informații prin teleportările tale? Exista și în și Egiptul Andi și în Atlantida și la alte civilizații control de toate felurile și manipulare. Nu în felul în care a făcut-o și poate o mai face încă. Biserica nu doar catolică, și alte sisteme și secte, cult, alte biserici într-un fel sau altul. Deci nu era... atenția mea sau mi-a atras atenția ceea ce făceam eu sau, mă rog, alții din... Ok. Timpul meu. Și care este motivația pentru ceea ce faci? Pentru transmiterea, distribuirea unor informații ce au rol de control a maselor. Pentru că ești lăsat liber după aceea, după câteva luni. Liber că nu mai eram închis în celula aia. Da. Nu că eu eram... Eu nu am fost un om liber. Din momentul în care am intrat acolo și până am murit, că acolo am murit, eu nu am fost un om liber, o conștiință liberă. Ok. Ești în cadrul... acela în care rămâi la Vatican. Da? De ce am acceptat să fac să particip la controlul mental și manipularea? Asta este întrebarea. Pentru că și cum a fost cu acea cameră din subteranul Vaticanului plus alte contexte energetice, eu puteam de acolo să accesez și să fac această
teleportări. Asta a fost motivația mea. Uh-huh. De ce am fost părtaș, de ce am acceptat să fac asta. Ok. Și... Deci nu mă încărcam eu de nu știu ce putere sau mă mulțumea pe mine, aveam eu vreo satisfacție cât controlez și în ce fel manipulez sau așa. Pe mine aproape că nu mă interesa partea aceea. Mm-hmm. Ok. Pe scurt, scopul a scuzat mijloacele. Mm-hmm. Ei mă foloseau și își făceau treaba cu mine, felul ăsta, și eu am avut acel context, acel interval de câțiva ani, de vreo 4-5 ani, în care am făcut acele teleportări. Și am luat acele informații pe care le-am înregistrat în mine. Ok. Care este vârsta la care intri în intri la Vatican? 17. Cum îți sunt depistate capacitățile de a accesa informații la distanță? Mi le-am prezentat. Mm-hmm. Știi, când, ca și cum îți spun, te duci la un interviu. Mm-hmm. Și spui ce ai mai bun. Am simțit, am avut această intuiție. Okay. Că va da bine la prezentare, ca la... Da. Mm-hmm. Îmi vor deschide uși. Ok. Cum se încheie acea viață pentru tine? Din ce până... La ce vârstă încheie acea viață? Părăsești corpul fizic? 45. În ce condiții? Ce determină moartea ta? Eu mi-o provoc energetic. Mm-hmm. Ok, de ce această alegere? Pentru că am tot, mă rog, așteptat, sperat că se voi găsi o portiță să mă strecor și să mai fac cel puțin o teleportare sau să accesez și alte informații. Nu s-a mai, n-am mai reușit. Mm-hmm. Și atunci am considerat că nu mai are rost să mai rămân. Și să fac o muncă care oricum nu mă împlinea, atunci că nu mă interesa pe mine în ce fel erau programați sau nu oamenii. Ok. În ce mod? Înțeleg că nu pot ignora consecințele. Factorul, da, consecințele a ce făceam și ideea de karma și așa și ce datorii mi-am făcut față de acei oameni. Dar, în mod sigur, eu ca suflet, ca și conștiință, mi-am ales mai multe contexte, mai multe întrupări în care să mă revanșez, să compensez, să îmi plătesc acele datorii. Mm-hmm. Adică este natura mea, ca ființă și conștiință, să mi plătesc datoriile indiferent cât durează și în ce fel și că uneori e mai, mă rog, plăcut ușor, alteori mai greu. Mm-hmm. Care percep că sunt consecințele a ceea ce ai făcut în acea viață, consecințele pe termen lung asupra ta, asupra oamenilor care au fost programați? Păi e vorba de drepturi. Uh-huh. Dreptul la informații, dreptul la liberă exprimare, dreptul la, nu știu, liber arbitru.
dreptul de a face propriile, da, alegeri, intimitate. Și că uneori m-am dus în contexte în care am fost și eu manipulat, controlat, interferat. Și da, am avut experiențe, întrupări în care mi-a fost greu să scot capul la lumină. Ok. Vinovăție, mostrări de conștiință, senzația, teama aceasta de judecată, de a fi, mă rog, judecat. Descoperit. Ok. Cum ți-ai provocat moartea energetică acolo? Mi-am shut down the system, nu știu cum să spun. În energetic, cu straturile acelea, cum zice Andreea, ca un elantai, e mic. Strâns către cel. Strâns, da. Ok. Altceva ce simți să aduci în atenție în legătură cu acea experiență ta? Cu viață? Bun. O las cu Andreea. Andreea? Îl percep într-una din teleportările lui acum. Ok, unde ajung? Sunt în spatele lui. Te-a perceput deja? Da, probabil că partea lui subliminală de acolo, apropo de codurile, spunea el, unice, a accesat unul și vrea să se ducă și să ne ducă acolo, undeva unde a ajuns. Ok. Bun, noi să vedem unde este această deplasare a lui, această teleportare. În Marea Piramidă. În interior. Ok, ce ne arată? Deci am intrat acolo și este lumină, știi, te-ai așteptat să fie întuneric. În interior. Și e ca și cum intri într-un spațiu mult mai mare decât cel din fizic perceput de ochiul liber. Și imaginat și măsurat, știi, la măsurătorile, da, cu tehnologia, să zicem, modernă. Și nici mă pricep să-ți descriu. E ceva de ca în filmele SF, nu știu, o super tehnologie, e ca un ținut în sine, ca un... Nu doar un oraș, un imperiu. El se teleportă. Această teleportare este ajunge în piramidă. În piramidă și de acolo într-un, practic într-un, alt. Într-o altă realitate. Exact. Este în timpul din 1700. Da, este. Da. Ok. Ce poți traduce sau ce reușiți să traduceți împreună din acele informații? Să adaptați la ce cunoaștem noi în prezent, aproximativ. Își accesează și viețile ca plant? Da.
cât și vieți din viitor, adică viitorul și față de noi. Da. Dar în un viitor, mă rog, într-o realitate fizică, ca și acum, dar în care timpul nu va mai avea valoare, că nu vă... fi sistemul acesta de 24 de ore, de oră, de secundă, știi? Deci în momentul ăsta se fac deja niște download-uri și transmisiuni în mai multe direcții și timpuri și spații și de aceea nu am ce să spun că nu văd sau nu au, știi, au ceva. Ok, lasă acest moment în care se face broadcast. Și către el din prezent, desigur, către el de aici. Și anunță-mă tu când mergem mai departe. Văd că și... cum să mai exprimă și... semnează, marchează toate corpurile energetice din toate timpurile, adică ca om. Da? Amprentează într-un fel ce înseamnă, semnează care informația pe care o... Adică ceva de genul, ok, acest corp a primit, acest corp a primit, okay. Acest corp a primit, știi? Deci, ca să aibă un registru. Un reper. Da, în acel punct către mine, din acea întrupare, am dat, am transmis, știi? Sensul ăsta. Și văd că transmite către el, știi, din diferite, adică nu către și alți membri ai familiei, nu și a, să zicem, martori sau ajutoare. Cum spuneam, că el e... ceva de genul, totul prin mine și să nu mai mă leg, să depind sau să agăț pe cineva în acest proces al meu de accesare informații, înregistrare, download, emitere. Ok. Bun. Gata. Îl percep cum pășește, adică la propriu. Adică e, mă rog, în fizic, în 1700. Da. Așa, e ca și cum aș ieșit în fizic din piramidă. Da. E noapte. Mm-hmm. Nu-l percepe nimeni din fizic. Îl percep foarte liniștit și împăcat cu el. Însuși. Da, se vede stelele, nu știu. E o liniște și în jur, acolo. Și în el cu el. Ok, se întoarce la Vatican, 1700. E, o parte din el se întoarce. Dar partea principală se eliberează acolo, prin acel context. Adică el în fizic, în corpul fizic, se întoarce. Pentru că eu am spus, îl văd, deci și-a accesat una din teleportări, da? Care se întâmplase deja, dar el în plan fizic a trecut prin
mă rog, că a fost întemnițat, judecat și așa mai departe. Dar el a prins acest context de acum și prin aspectul nat și prin termenul nostru să-și facă acea accesare, download și să dea către toate aspectele lui, care a considerat el că ar fi... Ok. Ar fi ok să primească informațiile respective și în viețile lor, lui, acelea câteva, nu toate, și prin interacțiunea cu oamenii, direct, în fizic, emoțional, relații personale, cât și ca, mă rog, muncă, să împărtășească din acele cunoștințe, informații, concepte. Ok. Despre univers, creație, legi universale, natura de creator din fiecare. Cam acestea sunt tematicile, știi? Despre puterea personală, puterea sinelui divin, sau de la nivel de sine total și divin, de creator. Metodologii de creare, creație, în plan fizic, energetic, cuantic, de co-creare. Venind în contact cu aceste informații, în această teleportare particulară, aspectul de la Vatican, prin ce transformări trece? Nu se schimbă, nu se schimbă ceva. Varianta aceea rămâne, așa cum am prezentat-o, am descris-o, a descris-o prin intermediul meu. Ok. Bun. Pentru ca el să înregistreze, el ca și conștiință să înregistreze efectul, consecințele, știi, faptul că, uite, manipula sau că, ok, scopul scuză mișloacele, dar totuși a avut un efect negativ asupra multor oameni, multor conștiințe. Ceea ce se reglează, adică, desigur că parte din acele conștiințe și-au dat un acord sau au atras contextul Qatar. Având aceste informații și experiență legată de manipularea în masă, manipularea oamenilor, ce ar vrea să aducă în atenție? Că există responsabilitate de ambele părți. Cel care emite și cel care și receptor, da? Cel care primește la, ca la televiziune, cel care transmite pe un canal anume și cel care stă toată ziua și privește la televizor. Și nu pune niciun filtru, nu folosește. Exact. Adică telespectatorul sau, mă rog, consumatorul, știi, de știri și de programe iresponsabil. Consumă fără responsabilitate, fără discernământ. Da. Nu controlează ce intră în subconștientul lui în momentul în care privește o anumită emisiune. Ok. Bun. Altceva, deci el se raportează la el și la partea lui cu devin din ce în ce mai responsabil, mai asumat și mai integru este, că e ca ființă, din particularitatea lui ca și conștiință, ființă, dar să aplice asta și să... în interacțiunea lui și în munca lui, și din prezent și din viitor,
Dar el nu poate să educe cu forța sau să impună altcuiva ce filtre folosește persoana respectivă sau nu. Adică informația s-a vorbit pe toate, în toate felurile despre manipulare energetică, mental, control mental, mesaje subliminale și așa mai departe. Nu mai suntem în epoca în care să fim ignoranți, să nu avem habar despre asta. Și atunci el își concentrează atenția pe ce are de făcut și cum transmite să fie cât mai curat și de folos atât. Și pe partea lui se concentrează. Vorbeam de această cameră, de acest câmp de ajustare a energiilor, această zonă prin care trece înainte ca el să acceseze alte câmpuri. Uite, de exemplu, în camera aceea de la Vatican, nu oricine ajungea acolo reușea să se teleporteze. Adică nu era, cum să zic, nu camera sau, mă rog, energiile te teleportau, ci tu trebuia să ai o experiență, o niște abilități din sece. Le avea. Câmpurile pe care le accesează în această perioadă au anumite particularități, sunt anumite informații pe care le aduce. Acum în 2022? Da. Se închid foarte multe canale de transmisie de la nivel global macro și se deschid altele. E ca și cum se arhivează arhiva, ca să mă exprim așa. Ok. Se face un fel de triere. Un fel de curățenie generală în arhivă. Și el în plan cuantic este martor și participant la acea curățenie în arhiva și uman. Experiențelor umane, menirii, da. E nu doar personal, la nivel macro. Este despre schimbarea paradigmei. Dar cu participarea sufletului. Știi? Adică nu doar la nivel conceptual și mental și de programe, da? Și cu esență, cu tot. Adică prin esența fiecăruia dintre noi. Și atunci mesajul, să zicem, principal sau tema principală este a lui. Din viața curentă. E să inspire oamenii și să le creeze contexte oamenilor în care ei să-și acceseze potențialul, unicitatea, să recapete încrederea în ei sau să-și creeze fiecare oportunitatea și contextul să dea cei mai buni din ei și să ofere cei mai buni. El nu prea are limit, adică limit în sensul că a ieșit din chestiunea asta cu ok, sunt niște limite de natură fizică, financiară, etc., dar pot fi gestionate, depășite. Dar în fond el simte că nu există nicio limită. Conștiința nu are limită și putem, poate și fiecare om poate depăși limitele și îndeplini și manifesta diverse vise. E altceva ce simte să-și transmită?
Sigur că va fi în contact cu foarte mulți oameni. Din diverse domenii, dar va avea întotdeauna în atenție să nu semneze ceva. Fără să se gândească de multe ori să ia toate aspectele în vedere, care sunt, ar fi consecințele, nu știu, parteneriatului sau colaborării de orice fel, cu oricine. Adică viața curentă nu mai e deloc pe scopul scuză mijloacele sau compromisuri din acestea mai subtile. Ok. Și din interacțiunea așa mai simplă, mai umană, mai el se reglează, se echilibrează, rămâne cumva cu picioarele pe pământ și îl ajută foarte mult asta. Bun. Hai să ne uităm și la relația cu părinții lui, ce vrea el să își transmită acum. Are o considerație și un respect foarte mare pentru ei. Adică asta percep eu, partea lui către ambii părinți, la nivel subliminal, energetic, respect și considerație și accesează așa, știi, cumva rapid, destul de multe alte întrupări în care au fost împreună și în care ei au facilitat lui un context cât de cât safe și potrivit ca să se dezvolte și să încerce el să experimenteze diverse, să practice diverse chestiuni. Și într-o fel așa este și viața curentă. Apare că ei s-au pus la dispoziția lui de multe ori. Faptul în care le este recunoscător și de aici și respect și tot. Ok. Nu percep dependență sau codependență, dar o legătură așa de la inimă la inimă există și da, e ok. Nu. Bun. Hai să ne uităm la relația cu Ioana. Ce vrea să-și transmită? Sunt companion de parte din acele călătorii. Ale numit călătorii astrale e, mă rog, puțin spus. E, da. Incursiuni în univers, conștiință, planuri, dimensiuni. Companionii ca de, știi, de drum, știi, drum. Când pleci într-o călătorie și mai scurtă, mai îndelungată și cumva au fost, cum să spun, au fost și sunt, când ea e pilotul și el copilotul, când invers, știi? Adică s-au, mă rog, sprijinit, s-au avut reciproc ca și backup și se au în continuare. Adică chiar dacă el e mai, nu știu dacă individualist, mai să gestioneze el totul și să nu depindă, are încredere în ea, la nivel așa subliminal, subtil, și ea în el. De aici și senzația
și părții conștiente că parcă se cunosc. Pentru că nu e parcă, sigur că se întâlnesc și în alte, s-au întâlnit și se întâlnesc și în alte vieți și umane și în alte câmpuri și experiențele umane. Da, și este o relație, a fost, este o relație liberă, știi, nu de, la fel, nu de dependență, nu de, nu datorii, nu chestii de acestea. Okay. Și cum s-au mai... folosit unul de altul, să zic așa, în sensul de feedback. Uh-huh. La fel, au încredere, el are încredere în părerea, perspectiva ei și a noi. E că atunci când, să zicem că ai o îndoială sau ceva îți scapă și vrei să te duci și la, să ceri o a doua părere, ei, el s-a dus de multe ori și s-ar duce oricând la ea și la fel și ea la el. Bun. Altceva ce vrea să-și aduc acum... Mai rezonează și se potrivește, se aseamănă și la partea aceasta altruistă, mm-hmm, în fond. Și la această idee sau, mă rog, informație că... ei vin, ei se mai întrupează aproape benevol, nu neapărat de că mai au atât de multă karmă personală sau de neam sau de echilibrat, de voluntar. Voluntari. Nu că nu profită de această situație pentru păr ca să-și mai... finiseze și anumite conștientizări, înțelegeri și experiențe, sigur că fac și asta. Plus că învață, adică continuă aceste întrupări să fie și un fel de antrenament pentru experiențe din alte dimensiuni, mai destul de complexe și acelea. Legat de situația medicală, e vreo, e altceva de menționat decât acele ajustări energetice? Este foarte important să aibă un cât de cât o rutină de somn potrivită, somn de calitate. Îi recomandăm Hemisincu, pare că îi se potrivește foarte bine, cât se... are el atenție pe somn, odihnă și partea de relaxare, de împământare și sport, că contează mult și corpul fizic, să aibă atenție pe el. Da, va gestiona destul de ușor orice câmp, cu orice fel de energie. Dar pare în regulă câmpul inimii, inima în sine și în acest moment. Okay. Bun, mai sunt alte informații acum de transmis sau ai pregătit să încheiem sesiunea? Da. Mai downloadează, știi, în câmpul său de ultime
a informației și energiei necesare lui în perioada următoare, în activitatea lui. Mai e o informație despre, apropo de studii, mi se recomandă dacă nu, mă rog, în mod oficial sau la facultate sau așa, în timpul liber, să zicem hobby, o studiu individual și separat, antropologie și tot ce ține de partea asta. Rest nu, este ok. Bine. E pregătit să încheiem sesiunea? Da. Ne mulțumește, mulțumește și Ioanei și Gabi. Și pregătit să încheiem. Mulțumim și noi pentru cum a lucrat, cum a transmis informațiile. Dăm la revedere, închidem portaluri. Și te deconectezi de informațiile din sesiune. Te liberezi de eventuale reziduri energetice. Te recalibrezi energetic, număr de la 1 la 3 și te întorci în timpul prezent. 1.